Profilul de pe care au fost făcute propunerile indecente poartă numele Ionela Ștefan, iar pe pagina de socializare apar fotografii cu o adolescentă. Potrivit datelor publicate, ar avea 16 ani și ar învăța la unitate de învățământ din Titu. Zilele trecute, adăugat în lista de prieteni pe rând, mai multe tinere, dar și femei în toată regula, pe care ulterior le-a abordat cu mesaje și propuneri perverse. Una dintre ele a acceptat să stea de vorbă cu reporterii noștri. Problema se pune că a zis accept. Zic, e o fetiță de 16 ani din Titu, probabil probleme de viață, de... zic, bă, că cere vreun sfat, îi dau accept, indiferent ce se întâmplă. Și, da, dura mult după datul acceptului și m-a întrebat ce fac, știi, este zis, ce se întâmplă, ce-i cu ei? Mi se pare suspectă abordarea ta directă. Am zis, dacă ai ceva de spus, spune acum, pentru că... mi se pare suspectă cererea ta de prietenie. De fiecare dată atitudinea este aceeași. Ionela Ștefan hărțuiește sexual cu Neru și n-are atât femei în toată firea cât și fetițe. Începe prin a le face complimente, iar discuția degenerează rapid într-una cu tentă sexuală. Dar ce vrei? Pe tine virtual. Poți să fii mai explicită? Să ne... virtual. Altă persoană, aceeași abordare. Îmi place de tine. Cum așa? Ești frumoasă și atrăgătoare. Pe tine te atrag fetele? Da, te deranjează? Și motivul pentru care m-ai băgat în seamă? Pentru că ești frumoasă. Câți ani ai? 18. Vrei să ne cunoaștem foarte bine virtual? Psihologii susțin că poate fi vorba de o fată cu tulburări de comportament, dar persoanele abordate cred că în spatele conturilor se poate ascunde și un individ extrem de periculos, care își racolează victimele în acest fel pe rețeaua de socializare. Poate într-un spirit de glumă creează aceste conturi false, în dorința de a glumi, poate, și nu neapărat de a hărțui aceste persoane. Dar, totuși, această glumă, cum pare la început, este incriminată în codul penal. Este vorba de furtul de identitate. În spatele utilizatorilor de internet se ascund nu numai tineri de aceeași vârstă, ci și persoane cu diverse tulburări. Este un risc la care se supun tinerii și, în principiu, ar trebui un pic de control parental. Poate fi și o altfel de persoană cu obsesii, cu tot fel de probleme, care și-a luat cu tot o altă identitate. Din păcate, rețeaua asta de socializare nu poate fi controlată. După ce unele dintre fete au povestit experiența pe Facebook, mai multe persoane au prins curaj și au spus că au fost contactate, în speranța că autoritățile vor lua măsuri.